Vă salut! Astăzi vreau să discutăm puțin despre pescuitul la crap pe râuri, și anume pescuitul crapului sălbatic. Despre localizarea lui, despre nadă și despre momeală. Primul și cel mai important lucru e localizarea. Cel mai simplu să localizăm crapul este să ne informăm de la alți pescari, să ne spună ei de unde, din ce loc anume or prins crapi. Asta e mai greu, că nimeni nu o să ne dea așa pur și simplu locația, dacă nu vei o cunoștință apropiată sau, nu știu, toată lumea e secretasă în ziua de astăzi cu pescuitul și bine fac, pentru că, vă spun, din propria experiență durează mult și să găsești un loc bun de pescuit în care să fie și pești, din păcate. A doua chestie îi să mergem noi pe malul apei, să urmărim unde vedem că sunt sărituri de crab. Și asta e mai greu pentru pescarii începători, că poate nu-și dau seama că ăla e crap care o sări sau e răpitor sau e alt pește pașnic. Dar de ori ei mai fac și lumânări, cum se spune când sar. Și îl vedem că e crap acolo. Tot așa, tot pe râuri, cu localizarea, să găsim locuri care au stuf pe marginea râurilor. Acolo putem găsi și crab normal și și ten. Apa să aibă undeva la un metru, metru jumat în perioada de vară, pentru că acolo să-și facă eviacurile, aici mă refer pe râurile mici, Mureș, Olt, etc. care mai sunt. Pe Dunăre sunt alte chestii, mai ales în Deltă, nu. No. Bun, Canada. Porumbul fermentat, porumbul de conservă, greu, arpacașul, cânepa prăjită, mămăliga, făina de mămăligă, făina de porumb din care se face mămăligă. Și aici ce trebuie să facem? Noi aici o să fie puțin mai greu pentru că o să dureze ceva vreme. Trebuie să mergem în locul respectiv pe care l-am ales cam în aceeași la aceeași oră. În 2, 3, 4 zile trebuie să ne dăm locul ăsta. Să mergem, de exemplu, nădin la ora 18, ce a zis tot în zilele următoare, la ora 18, să mergem să fim acolo să nădim. Nădim foarte bine cu cucuruz, cu, pardon, porumb, cucuruz e regionalist de la noi din Ardeal. Și nădim cu porumb, cu mămăligă, Cam astea dau cele mai bune rezultate pe, pe râurile astea. Și cum facem? Deci ne luăm 3-4 zile în care nădim. În prima zi dăm o cantitate mai mare și pe parcursul celelalte zile o să dăm tot mai puțin, tot mai puțin. Iar noi când mergem la pescuit, nu nădim deloc în ziua respectivă. Pescuim numai cu ce avem noi la cârlig. Nu mai aruncăm și de -alea, că crapul e un este extraordinar disperios, disperios. Da. Și la, ca momeli. Momeli, babelele de porumb, baba de mămăligă, pătrățica. Și când puneți porumb la crap pe apele sălbatice, nu puneți o baubă și de -alea, că nu o să vezi trăsături. Puneți cât mai multe, câte 5-6 babă de porumb, câte o pătrățică mai mare de, de asta de mămăligă, că o să o ia, e sigur. Bun. Acum să vorbim și un pic despre comportamentul pescarului și despre monturile pe care trebuie să le folosească. Pescarul de râu tot timpul o să fie atent pe apă, să vadă trăsă, sărituri, să vadă zona cea mai bună. Pescarul de râu trebuie să pescuiască în liniște, nu trebuie să mergi cu niște momitoare de alea să le umpli din mămăligă, să bubăi acolo, că nu o să prinzi veci crap monturile să fie cât mai, cum să vă spun eu, mai fine, mai, fără prea multe bris-brizuri, agraf acolo, spin acolo și nu știu ce mai, tot felurile de porcării. Montura cât mai simplă, un plumb. Eu de obicei folosam un plumb de 10 grame și pescuiam la 2-3 metri margine, dar făceam o liniște din numai numă. Și așa am avut rezultate foarte frumoase. Ați văzut poate și în videoclipul lui Benzar, unde pescuia la câțiva metri de mal și acolo vine acrapul. E puțin pe sălbatic și iar echipamentul. Nu pe sălbatic, nu că mai cu fir de 20, cum i-a zis unul aici în comentarii și el a scos ten de 18 kg de pe sălbatic. Aia se zică că la mutul nu mi mi-i. Că mai fac eu pe prostul și las după ei, le dau, dați-le paci. Dar M am spus, cel mai important e liniștea, să nu bateți malul, nu folosiți, nu scoateți de la 5 în 5 minute și bubăiți cu plumburile, că nu, nu o să aveți pe sălbatic trăsături la crap sau la teni no. Și folosiți un echipament mai dur, cum ar fi la de 100, 200 de grame puteri, fire mai groși, folosiți firul principal, un 0.35, un 0.40, un înaintaj de Uh, textil de 0 de la 0,6 pe sus să ține. Uh, nu, no, mai mărișoare, nu ca pe baltă și de -alea. să nu comparăm balta cu sălbaticul, că acolo baltă, în fin, nu m-am mai și l-am și aștept să vii, ăla nu e pescuit, nici nu pot să mă exprim. V-am lăsat și dacă aveți alte întrebări, Não ouvimos um comentar.